Dacă sunteți gata... Da, să vină toate microfoanele, să nu ratăm un microfon. Noi v-am așteptat cu răbdare. Dacă sunteți gata, vă spunem bună ziua, bine v-am găsit. Suntem aici, așa cum ne vedeți, conducerea Uniunii Sociale Liberale, alături de candidații USL din Arad și județul Arad, oameni în care credem, oamenii a căror șansă credem, și suntem aici în plină campanie, în vârful campaniei electorale, pentru a-i susține, pentru a discuta și cu ei, și cu dumneavoastră, și cu cetățenii din Arad, despre așteptările, despre proiectele pe care arădenii, ca și ceilalți români, le au de la aceste alegeri și mai ales de la perioada care urmează. Sigur că la Arad alegerile au o culoare aparte, având în vedere desantul de specialități de la București, frunte cu domnul Ungureanu. Asta dă o culoare, un interes aparte campaniei electorale și noi nu avem de spus decât că plăcerea e de partea noastră. Va fi o bătălie frumoasă și o bătălie al cărei rezultat va spune foarte mult. Îl rog pe premier să vă spună niște lucruri foarte, foarte precise, foarte, foarte concrete, foarte, foarte relevante pe ceilalți colegi care doresc să intervină și, desigur, stăm la dispoziția întrebărilor dumneavoastră cu toții, împreună și fiecare. Domnule prim-ministru, bună ziua! Foarte pe scurt, mă aflu, în primul rând, sigur, într-o vizită de natură politică. Am venit să-i susțin pe toți candidații noștri la alegerile parlamentare, începând cu doamna Ardelean, cu colegii mei și prietenii mei de aici din Arad, cu candidații PNL, PC, pentru că eu cred că și Aradul poate să scape acum pe 9 decembrie de ceea ce Falcă și pedeliștii au lăsat încă aici. Și Aradul poate și merită să fie alături de România într-un efort pentru a reconstrui țara, într-un efort pentru a îndrepta lucrurile rele din trecut și într-un efort de a face dreptate și de a spune adevărul. Am venit de asemenea la Arad pregătit să discut despre proiectele guvernamentale și pregătit să spun că îmi doresc ca arădenii pe 9 decembrie să sancționeze definitiv minciuna și impostura. Minciuna și impostura celor de la PDL care vorbesc și au vorbit în această campanie în frunte cu domnul Falcă, cu domnul Ungureanu, despre ce s-a alocat Aradului și ce s-a tăiat Aradului. Am venit pregătit cu tabelul pentru de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și o să vă explic imediat culorile și o să primiți dumneavoastră toată presa locală acest tabel oficial, care arată așa. Pentru pasajul denivelat pe centura de ocolire Arad DN7, ceea ce cred că pentru toți locuitorii Aradului este un coșmar. Și nu numai. S-au alocat în bugetul de stat 11,2, vorbesc în cifre rotunde, milioane de lei. Pe data de 6-a-2-a-2012. 6-a-2-a-2012, am adresele cu numere cu tot. 6-a-2-a își dăduse deja demisia Boc? Nu. Pe 6? Pe 6-a-2-a, de la proiectul pasaj de nivelat centura de ocolire a Aradului, se taie 2,2 milioane de lei. Aici, verde. Cer scuze, culorii verzi. N-are nicio vină că este pusă în dreptul a doi mincinoși, Boc și Ungureanu. Dar aceea am găsit markerul. Pe data de 24-a-4-a, cu 3 zile înainte să cadă la votul din Parlament, domnul prim-ministru Ungureanu, cel care a fugit de la Iași și era să iasă din țară, a ajuns totuși până la Arad să candideze, a tăiat 1,986 de milioane. Domnul Ungureanu, candidatul securității aici în zona de vest și al sistemului ticăloșit,
aici cu roșu este ce a tăiat guvernul pe care eu îl conduc. 0 lei. N-am tăiat niciun leu din banii pentru proiectul de centură. Vreau să vă spun, le-am spus și colegilor mei, într-un oraș ca Aradu, într-un județ ca Aradu, unde oamenii au o anumită cultură și un anumit cult al sincerității, acest tabel oficial pe care vi-l punem la dispoziție înseamnă că domnul Ungureanu nu mai obține niciun vot. Mincinoșii care sunt prinși când mint sunt sancționați. Domnul Falcă, din păcate, îmi vine mereu să-i zic flutur. Flutur, Falcă, tot aia. Domnul Falcă, probabil că de-abia în 2016 o să poată fi sancționat pentru minciunile pe care le-a spus. Dar vreau să luați acest tabel și să constatați cum povestea cu ungurenii mei de la Iași care au ajuns la Arad, povestea cu guvernul USL care taie investiții pe care le-a tăiat Ungureanu și pe care noi nu le-am tăiat. Toate aceste povești îmi dau încrederea că pe 9 decembrie în Arad, așa cum se va întâmpla și în alte județe din zonă, Uniunea Social-Liberală și candidații Uniunii Social-Liberale vor câștiga votul oamenilor pentru a avea un guvern puternic, pentru a avea un guvern care nu minte cu nerușinare când vorbește de cine a tăiat banii pentru centura Aradului și pentru a avea o schimbare de Constituție și o schimbare de regim politic de care avem foarte mare nevoie. Sunt și alte proiecte și evident Aradul este o victimă a sistemului mafiot condus de PDL. Știu foarte bine că peste 300 de drumuri, 300 de kilometri de drumuri urmau să intre în reabilitare. Din păcate, aceste drumuri erau încredințate de către PDL domnului Iordache, cel pe care înțeleg că astăzi a mai plecat puțin de la DNA. Nădlac Arad este proiectul din cauza căruia atribuit de Anca Boagiu domnului Iordache, din cauza căruia Comisia Europeană pentru toată România a blocat programul operațional sectorial de transporturi. N-are nicio vină niciun arădean și n-are nicio vină niciun român că acest grup mafiot al PDL-ului, cu Falcă, cu Boagiu, cu Ungureanu, cu Dan Diaconescu, cu Videanu, au încălcat legea atât de grav și au încălcat legea europene. Sunt lucruri pe care vreau să le spunem foarte clar, lucruri pe care toți colegii mei candidați trebuie să le spune, să le prezinte și sunt convins că împreună vom putea să ne ținem de cuvânt. Ultimul lucru și cu asta închei, o să vă pun la dispoziție proiectul de buget pe 2013 al CNADNR-ului, transmis către Ministerul de Finanțe. Pentru centura Arad sunt afectate 27 de milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Nu o să mai fie domnul Ungureanu să-i taie, nu o să mai fie domnul Boc să-i taie, nu o să mai fie doamna Boagiu să-i fure și lucrurile astea îi vor face pe colegii mei parlamentari de Arad să poată să se întoarcă acasă cu fruntea sus și demontând încă o dată minciunile celor de la PDL. Vă să îi rog, Doru, să dai la toată presa, da? Tabelele, să dați tuturor locuitorilor să știe cum au fost mințiți în această perioadă și le urez succes tuturor colegilor mei. Am nevoie în Parlament, la susținerea proiectelor Guvernului, la susținerea proiectelor Aradului, la susținerea modificării Constituției, am nevoie de absolut toți candidații să fie parlamentari în următorul Parlament. Mulțumesc! Concret, când crezi că vor începe lucrările la domnul? La care dintre? Autostrada Nădlac Arad, repet, a fost sesizat Oficiul de Luptă Antifraudă al Uniunii Europene, Direcția de Luptă Antifraudă din România, s-au constatat acele nereguli. Pe baza acestor constatări, CNADNR-ul a reziliat contractul cu Romstrade și a repornit procedura de licitație. În luna ianuarie se face o nouă licitație și un alt antreprenor va reîncepe lucrările. Banii sunt. Problema este că în acest moment Comisia Europeană, pe bună dreptate,
ne-a suspendat banii, dar nu doar pentru Nărlacara, ci ne-a suspendat pentru tot programul operațional sectorial transporturi. Ca să știți de ce nu avem bani nici pentru alte sectoare din țară, pentru că doamna Boagiu, cu domnul Falcă probabil, au furat din bani. Asta e. Sau au încredințat contractele greșit. Licitația va avea același criterii sau vor fi modificate preventiv și criteriile? Este o licitație din fonduri europene, numai și numai pe proceduri europene. Noi nu putem să le schimbăm și nu putem să adăugăm sau să scădem ceva din ele, pentru că altfel nu sunt eligibile. Ținând cont că cei care au utilajele cerute de Uniunea Europeană pentru licitații sunt oamenii de state foarte guvernări, nu vă gândiți că s-ar putea să fie tot accident? Doamnă, cei care lucrează efectiv n-au nicio vină. Păi nu, repet, nu au nicio vină. Vina este a faptului că Ministerul la București, CNADNR-ul, doamna ministru Boagiu, mai departe a încredințat o lucrare, o să stabilească parchetul dacă lucrul ăsta s-a făcut intenționat și dacă toate panourile din București ale doamnei Boagiu nu cumva sunt plătite tocmai de asemenea câștigători de licitații, poate și panourile de pe aici, din Arad, asta stabilește parchetul. Eu pot să vă spun un singur lucru. Că avem această posibilitate legală, am adoptat o reziliere a contractului vechi, repornirea licitației înseamnă însă timp și bani pierduți. Asta e o realitate. În legătură cu care credeți că sunt șansele ca până în decembrie 2014 să se mai acceseze fonduri europene în raport cu proiectele care se pare că mai există? Haideți să o luăm pe rând. Programul operațional, în primul rând, una din marile minciuni transmise în acest an de PDL este cum s-au blocat fondurile din cauza USL-ului. S-a demontat acest lucru pentru că fondurile europene s-au blocat pentru auditurile efectuate până în octombrie 2011. Ce am reușit noi să facem? Programul operațional sectorial mediu a fost deblocat în mod oficial, am primit comunicarea. Programul operațional regional, extrem de important pentru toate comunitățile locale, săptămâna viitoare așteptăm răspunsul favorabil. Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane, la fel am acceptat corecții financiare, am făcut modificările de rigoare. Acolo e o problemă pentru că Parlamentul European și Comisia Europeană nu au rectificat bugetul Uniunii Europene și atunci, chiar dacă noi trimitem cererile de decontare, s-ar putea să nu primim anul ăsta. Banii se primim la anul în februarie. Transporturile. La transporturi s-a presuspendat pentru Nădlac-Arad. Nu avem alte critici. În momentul în care, iată, refacem procedura pentru Nădlac-Arad și îndeplinim, o să acceptăm și corecții financiare, adică o să pierdem bani. Repornim și programul operațional sectorial de transporturi. Vreau doar să știți că ne-a costat incompetența și corupția, pentru că e vorba și de ministru Botii și de ministru Lăzăroiu la muncă, e vorba și de ministru Boagiu și de Berceanu, e vorba și de ministrii de la mediu, ne-a costat deocamdată ca și corecții financiare 600 de milioane de euro. E bine ca oamenii și cei din Arad să știe că 600 de milioane împărțim la cât suntem și aflăm câți bani pierdem de la Uniunea Europeană din cauza guvernului PDL. Aici, în primul rând, guvernul Boc, sigur că da, pentru că, repet, auditurile și regulile sunt până în octombrie 2011. Ceea ce era mai grav era că în propunerea inițială a președintelui Van Rompuy pentru bugetul 2014-2020 ni se spunea să primim mai puțin bani pentru că până în 2011 nu absorbisem destui bani. Deci eram pedepsit și a doua oară pentru guvernul PDL. Cred că am plătit destul. Cred că am plătit mai mult chiar decât era cazul. Dar, mă rog, eu țin foarte mult totuși înainte să ne contrazicem sau să vedem cine e mai bun, PDL-ul, USL-ul, să vorbim de lucruri adevărate. M-a deranjat foarte tare minciuna lui Falcă cu guvernul USL care a tăiat bani. Am venit cu documentele, ca un procuror ce sunt. Știu că domnul Falcă iubește procurorii foarte tare și are o relație cu ei foarte bună. Am venit cu documente. Și dacă colegii mei de aici, candidați, folosesc aceste documente, atunci sunt sigur că vor câștiga pe 9 decembrie. Cum considerați atacurile președintelui Băsescu? Foarte bune, foarte binevenite.
foarte, foarte... Ce credeți că dorește să obțină cu asta de așa? Mă preocupă destul de puțin ce dorește să obțină domnul Băsescu. Eu știu un singur lucru. Pe 9 decembrie o să voteze românii. Dacă, așa cum e din ce în ce mai probabil, Uniunea Social-Liberală va avea majoritate absolută, domnul Băsescu o să înghită și porci, și pisici, și câini, și toate animalele o să le înghită, că la cât a înghițit dânsul până acum nu mai contează. Restul, că ne jignește pe toți, că îi jignește pe cei care votează. Și ăsta nu-i decât un lucru foarte bun pentru noi. Eu cred că ar trebui să-i întrebați pe ăștia, pe micul legionar de aici, pe tânărul comunist, pe ceilalți, ce părere au ei. Parcă vorbeam de mesaje europene, nu? Mesajul european, mitoman, pisică, proști. Poate îi întrebați pe micul legionar. Cine? Mircea Joana a afirmat în blogul personal că USL s-a preocupat în această campanie prea puțin de programe pentru țară și mai mult pentru împărțirea funcțiilor care vor fi ocupate. Nu, nu. Am văzut, era o postare din 2009 când era domnul Joana președinte și acum a republicat-o. Ca să nu uităm greșelile de atunci. Dar cum comentați așa? Nu mai facem aceleași greșeli, nu mă duc la nicio saună, stau doar cu Crin Antonescu, cu Daniel Constantin. Suntem legați până în noaptea de 9 decembrie. Nu vă faceți greșe. Și el tot din 2009. N-am auzit. Ieri domnul Tăricianu va ataca. Cum? Pentru că PNL nu are program de guvernare. A fost o afirmație personală la dumneavoastră, domnule Antonescu. A spus că în această campanie nu ați promovat un program economic liberal. Ce vrei să obține patacurile, mai ales în perioada asta? Asta cu dorința răspund și eu ca privitor la domnul Băsescu. Nu pot să știu ce dorește. Cum îmi explic însă așa ceva? Nu pot să-mi explic decât în două feluri. O diversiune băsistă, ceea ce sunt convins că nu e cazul, sau ceea ce e dramatic, dar plauzibil, cădere de memorie. E dramatic pentru că într-o campanie electorală e de dorit candidații să fie în cea mai bună formă. Să-ți pierzi memoria în campanie, e foarte bine. Pentru că, probabil, domnul Tăricianu a uitat că există Uniunea Social-Liberală, că domnia sa însuși este un candidat al Uniunii Social-Liberale, ca atare PNL-ul necandidând singur nu putea veni cu un program doar al său în această campanie, în care nu candidează singur. Domnul Tăricianu cred că ar trebui să știe, măcar pentru că este candidat al Uniunii Social-Liberale. Și în fine, faptul că, și asta poate e cea mai gravă pană de memorie, la programul economic al USL, a lucrat, între alții, chiar și domnul Tăricianu. Cădere de memorie, să sperăm temporar. Și referirea care a făcut-o direct la dumneavoastră, aveți ceva să-i răspundeți în acest legat? A făcut o referire directă la... Păi, vă rog, citați-o, pentru că eu... Prin campanie. Spunea că Crin Antonescu în această campanie nu a promovat un program economic liberal. Păi am vorbit înainte despre asta. Crin Antonescu în această campanie, ca și Victor Ponta, ca și toți candidații noștri, presupun ca și domnul Tăricianu însuși, am promovat programul economic, programul în general, al Uniunii Social-Liberale. Program care a fost construit, gândit, creat, împreună de către cele trei partide componente, între care, deci, Partidul Național Liberal, program la care, repet, au lucrat foarte mulți liberali, între care, ceva mai de mult, ce e drept, dar nu cât să nu ții minte, chiar domnul Tăricianu, altceva, ce să răspund? Eu am memoria întreagă, mulțumesc Dumnezeu, și... Cum faptul că domnul Ghișe a fost fost în brațe de SBB-iști, de la Valdul Cotroșeni, dacă ați văzut prin dragoste. Sepepiștii n-au nicio vină, sepepiștii și-au făcut datoria. Domnul senator Ghișe a vrut încă o dată să transmită un mesaj, cred că l-a transmis. Sunt și suntem în continuare solidari cu domnul Ghișe, care are tăria de a transmite și în felul acesta, foarte evident, niște mesaje. Și cred că, având în vedere activitatea într-o coeziunea națională pe care Traian Băsescu a desfășurat-o
De când se știe, dar mai ales în ultimul an, acesta e mesajul pe care îl merita, cel de la Ghișe. Pentru domnul premier, dacă veți avea probleme la numit premier după alegeri, există variante de rezervă? Cum ar fi? Îi încercați memorie? Mă întrebați... Îi încercați memorie, ești domnului Ponta? Mă întrebați dacă mă întorc pe vas, dacă îmi reînnoiesc licența de comandant de navă. Dacă nu. Variante pentru premier, ca USL. Bun, haideți să lămurim un lucru, nu pentru domnul Băsescu. Dincolo de deciziile partidelor noastre, știți foarte bine, au fost niște congrese și am votat toți, inclusiv domnul Tăricianu a votat și domnul Gioană aceste lucruri. S-a votat în cele trei congrese, Crin Antonescu, nu orice liberal. Am văzut că vrea domnul Orban, Ludovic, nu Victor. Vrea să fie și el, da. Deci noi l-am votat pe Crin Antonescu, candidat la președinte. Toate cele trei partide m-au votat pe mine ca prim-ministru. Dar dincolo de asta, mai important e altceva. Spre deosebire de, să găsesc termenul cel mai elegant, de slugile domnului Băsescu de la RD, care când îi întreb, domne, cine o să fie prim-ministru? Videanu? Aoleu, nu, nu vrem să spunem. Ungureanu? Nu, nu vrem să spunem. Neamțu, puneți-l pe Neamțu, că e bun, e pentru voi. Nu, nu vrem să spunem. Noi am mers în această campanie electorală spunând celor 20 de milioane de români, dacă votați Uniunea Social Liberală, înseamnă că votați un guvern Victor Ponta. Pentru că asta e propunerea noastră. Noi n-am zis votați USL-ul și ne-o mai gândi după 10. Noi am fost corecți. Orice vot care vine pentru USL, vine pentru un guvern condus de mine. Vă referiți dacă am și alte variante în viață? Nu, să plec pe mare nu, dar alte variante am. Dar nu asta e problema. Problema este că nu poți să-i minți pe oameni, să le spui votați-ne pe USL să facem guvernul Ponta. La fiecare întrunire în toată țara, la fiecare emisiune, asta spunem toți cei de aici, după care pe 11 să le zicem v-am păcălit. Îl punem pe Ungureanu, că el cred că trece la USL dacă îi dăm o funcție. Sau îl punem pe Blaga, că nu e pisic, e câine. Și e bine să avem un alt regn animal. Deci noi, până la urmă, e o problemă de a ne ține de cuvânt față de cei care ne votează. Cei care ne votează știu foarte bine. Ne votează USL, nu PNL, nu PSD, nu PC, nu UNPR, ci USL. Ne votează pentru a avea un guvern condus de mine și pentru a merge mai departe la prezidențiale cu Crin Antonescu. Nu ne batem joc de votul oamenilor și cred că e un mare avantaj, acum vorbim foarte serios, cred că este un uriaș avantaj politic și strategic pentru USL, faptul că noi am anunțat pe cine punem prim-ministru, pe cine punem președinte. Când îi întreb pe cei de la RD, dom'le, voi pe cine puneți? Păi pe cine zice Băsescu? Și președinte pe cine puneți? Păi pe cine zice Băsescu? Dom'le, dar voi puteți să gândiți, puteți mergeți la baie fără să vă dea voie Băsescu? Nu! Ei nu pot. Și atunci pentru noi este un mare avantaj politic. Gândiți-vă și la alegeri locale, să mergem... Dom'le, puneți, dar noi nu știm pe cine punem primar. Ba da, trebuie să ai un candidat și dacă ai acel candidat și acel candidat obține voturile, lucrurile sunt decise de oameni, nu de Băsescu sau de altcineva. Ce funcție ați dat lui Bureanu, dacă ar prezentat? Șef la protocol. Am văzut că este un om care investește mult în protocol. Ce viață ați și mă. Aș vrea și eu să mai gust tot felul de delicatese. Da? Domnul Clara se pare că v-a invitat la o discuție pe teme economice. Oricând, dacă domnul Blaga este desemnat oficial candidatul la funcția de prim-ministru al RD-ului, merg. Eu speram să mă întâlnesc cu Videanu, că e o plăcere pentru un procuror să se întâlnească cu un mare coț. Dar n-am acceptat. Dacă domnul Blaga este desemnat de structurile RD, candidatul pentru funcția de prim-ministru, mă întâlnesc să dezbatem. Dacă Nelu Iordache mai are și alte contracte cu statul, dacă nu se pot anula și celelalte contracte... Rezilia. Orice contract care se descoperă că a fost ilegal, se reziliază. Dacă a fost legal, n-ai cum să reziliezi doar pentru că... Există anumite verificări la toate contractele pe care le are Nelu Iordache? Există verificări la toate contractele din fonduri europene, da. La toate. Următorii 20, 30 de ani, 50 de ani, România se va vota vreodată și pozitiv.
Pentru că nu ultimii 20 da. De ani am constatat cu emoție da. 10 milioane eu... de o parte stau acasă, nu-i problema. Iar pe de altă parte avem sindromul nu, vă dau exemplu care mă privește direct. Ca să... Nu, eu vreau să personalizez. Băsescu și PDL-ul l-au trimis pe Dan Diaconescu la Târgu Jiu să mă înjure de dimineața până seara. O să vedem pe 9 dacă oamenii din Târgu Jiu votează pozitiv. Eu nu le-am pronunțat numele lor decât foarte rar. Ce am spus, ce fac pentru colegiul meu, ce fac pentru oraș, ce... Și o să vedem pe 9 decembrie dacă se votează pozitiv sau se votează pe înjurături. Eu am personalizat, ca să vă răspund la întrebare. La vreunii la o susținătoare vă cerut să-i liberați ca între pe Alina Stase. Am spus că o veți face, cum veți face asta? Știți? Mergeam pe stradă. Și eu, admiratoarea domnului Năstase, a zis, nu uitați să le liberați. Și a zis că, sigur, sper să nu-l țină în închisoare toată viața pe Adrian Năstase de dragul lui Băsescu. Din câte știu, în februarie are dreptul legal să fie eliberat. Eu nu mi-am schimbat părerea despre domnul Năstase, cred în continuare că a fost cel mai bun prim-ministru, dacă se supără liberalii pe mine pentru asta, asta e. În februarie are dreptul legal să fie eliberat. Dacă trebuie să-l ținem în închisoare toată viața de dragul lui Băsescu sau al lui Monica Macovei, înseamnă că suntem în comunism. În rest, orice altceva, toți jurnaliștii lui Băsescu care își închipuiau că mâine seară, îmbrăcat cu o cagulă, atac închisoarea unde e domnul Năstase, să se ducă să păzească închisoarea. Poftim? PNDI m-a mai continuat la Arad. De exemplu, Maria a dat un comunicat în care susținea că justiția ar fi respins contestația guvernului. Păi nu există nicio contestație a guvernului. Pur și simplu nu s-a afectat, nu s-a alocat niciun leu în bugetul pe 2012. Deci, fără bani, fără bani, Falcă a reușit această excrocherie de a face tot felul de lucruri fără să aibă bani. Nu a alocat guvernul lui, guvernul lui din 2011 n-a alocat niciun leu pentru PNDI. Niciunul. Zero lei. Mulțumim frumos! Mulțumim!